De ce venim înaintea ta și înaintea feței tale? Îți mulțumim pentru că până aici ai fost cu noi, ne-ai fost în Eucodie. Dumnezeule, îți mulțumim pentru că ai fost cu noi în această zi, care în această zi o hotărâi să cheie legământul. Îți mulțumim, Tată, iubit din cerul. Îți mulțumim pentru că aduci oamenii la mântuire. Îți mulțumim pentru ceea ce faci pentru noi, Doamne. Dar am dorit ca în continuare Tu să cercetezi sufletele care sunt nemântuite, Doamne. Am dorit ca Tu să le faci o vie cercetare și celor care nu Te cunosc pe Tine, Doamne. Așa Te rugăm, Doamne. Am dorit ca numele Tău, numele lui Iisus Hristos să rămână înfipt în inimile lor, Doamne. Ca odată să ne întâlnim cu Tine. Îți mulțumim pentru lucrarea aceasta și am dorit ca harul Tău cel mare, binecuvântările Tale cerești, să rămână peste frați, peste surori, peste cei care au hotărât ca în ziua de astăzi să încheie legământ cu Tine. Și niciodată să nu uite clipele și momentele acestea. Credem că vei lucra de acum și până în veci. Amin.